Ah, bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Episodul cu numărul 100 o să fie un episod extrem de special în care îmi regăsesc o veche bicicletă. S-ați liniștit că nu m-am apucat de citit ziare, ci citeam revista de propagandă a Primăriei București. Mă lasă rece. Ce s-a întâmplat în ultimele 100 de episoade? Ei bine, am făcut o mulțime de lucruri. Ați descoperit și voi odată cu mine ce biciclete îmi plac, ce biciclete nu îmi plac. Am descoperit bicicletele electrice și, bineînțeles, am apărut la televizor. Posibilitatea intrării bicicliștilor, tot pe spațiul dedicat, pe culoarul unic al tramvaiului. Nu cred! Deci nu cred așa! Au! 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 Au, 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 au. Dar după cum rezultă, iată, inclusiv din experimentul postat pe canalul de YouTube Bucharest Bike Traffic. Nu toți cei care au biciclete știu să și o repare. Nu da. Au cunoștințe mecanice. Nu habar n-am. Spune puțin despre cum e dezvoltată infrastructura atelierilor de mentenanță. Chiar cei care merg mult cu bicicleta recunosc. Regulile de circulație par diferite pentru cei care pedalează. Marius obișnuiește să-i filmeze pe imprudenți și să le atragă atenția că se pun singuri în pericol. Toate bune și frumoase. Mă bucur că am apărut la televizor. Sincer, e un mod de a mă promova, chiar dacă YouTube reușește să mă promoveze. Și, apropo, legat de YouTube, butonul de 100.000 de abonați este pe drum, trebuie să vină. Cei de la UPS m-au anunțat cu mare bucurie că urmează să ajungă aici, tocmai din Statele Unite ale Americii. Bineînțeles că urmează să vă mulțumesc vouă, pentru că fără voi nu aș fi reușit să ajung la cei 130.000 de abonați, 134.000 de abonați. Asta din august 2017, de când am adunat peste 11 milioane de vizualizări și am făcut o mulțime de lucruri. Le știți deja, le-ați văzut pe canal, dacă nu, puteți să vedeți videourile din urmă. V-am adus aici cu mine în locul în care eu îmi editez videoclipurile, de la minunatul calculator de la care mă informez și calculatorul cu care editez. Bineînțeles că îmi place foarte mult să fac asta. Povestea de astăzi, din episodul de astăzi, începe acum 2 luni și jumătate. Acum 2 luni și jumătate am vrut să îmi caut o nouă bicicletă. Nu că n-aș avea destule, doar că aș fi vrut să caut o bicicletă foarte ieftină. Până când Costi m-a anunțat că știi ce, am o bicicletă din anii 90 pentru tine. E ruginită, e stricată, dar dacă vrei, poți să o iei. Așa că n-am putut să spun nu. Contrar așteptărilor voastre, eu, de foarte multe ori, pentru mine nu contează brandul bicicletei, nu contează cum arată bicicleta, nu contează mai nimic. Contează principiul, pasiunea pe care trebuie să se pui în practică, și anume să pedalezi. Și m-am gândit, sincer, astăzi am văzut un cadru de bicicletă pe care l-am căpătat, da, este gratis, a fost gratis, nu l-am plătit, ar fi super tare ca eu să iau cadrul ăsta și să încerc să fac o bicicletă funcțională din chestia asta. Așa că am ajuns aici, la Funky Bike. Salut! Salutare! În principiu, la magazinul ăsta găsiți chestii gen biciclete second hand, super ieftine. Uite aici, Specialized Pitch sau Specialized Rockhopper, dacă nu mă înșel, 1300 de lei. Și, adică din magazin, nu de la OLX, de la băieți. Cadrul meu este aici. Ăsta este. Este roz. Este un hard rock Specialized și este plin de rugină, plin de mizerie, cu schimbătoarele care nu merg, frânele la fel foarte tocite. De fapt, la un moment dat mi-a dat A-Bike să fac review la ea. S-a rupt cu tine sau ceva de genul? Da. Ai văzut clipul? Da. Și când te uitai la clip și ai văzut că am rupt A-Bike-ul, ce opinie ai avut? Ce părere ai avut? Ce să zic?
Willy time. Am ajuns în cele din urmă la Bike Geek, așa că o să iau bicicleta să vedem ce se mai poate salva din ea și ce nu. Deci în acest clip, Marius se va preface că o să facă bicicleta asta. Vină încoace. Dar de fapt, tot la mine să vină. Uitați-l, tace din gură, nu zice nimic și așa e. Ideea în felul următor, avem bicicleta asta, vreau să fac să arate ca atunci când a ieșit de pe poarta fabricii în Statele Unite ale Americii prin anii 90. La începutul anilor 90, Specialized Hard Rock, o bicicletă foarte tare. Sunt sigur că nu o să reușesc asta, o să apelez la Marius, care râde de dezor, dar știe că va lucra la bicicleta asta. Pentru că eu n-am nicio treabă cu mecanica. După ce am încercat dezor să repar bicicleta, lucrurile n-au mers așa cum trebuie. De ce? Nu suport să lucrez în general cu chestii, cu șuruburi, cu piulițe, cu chei, nu suport, nu-mi place. Și am încercat să repar bicicleta, din păcate lucrurile n-au mers așa cum am vrut eu și nici n-am reușit. Drept urmare, am renunțat complet la cadru și am decis să o iau pe o altă cărare. Cărarea a fost să-mi caut vechea bicicletă. Și credeți-mă că a fost extrem de dificil. Am căutat pe OLX, am căutat pe un site pe care și voi îl știți. Am căutat pe foarte multe locuri în care aș putea să găsesc bicicleta asta, doar că am avut șansa să găsesc una singură și din păcate era 1200 de lei. Era mult prea mult pentru o bicicletă de genul, așa că am mai căutat, am mai așteptat și acum câteva săptămâni, de fapt nu, acum o lună aproape, am găsit bicicleta. Este absolut fenomenală, este noua mea bicicletă, știu că o să vă placă și vouă, are o poveste extrem de specială. Am găsit o bicicletă din anii 90. Asta ce aveam? Da, o bicicletă din anii 90, absolut genială, minunată, superbă. Ce nume să-i pun lui bicicleta asta? Am fost cu ea la mare, am fost cu ea la munte și am urcat cu ea până la cota 2000. Iar de acolo, de la cota 2000, am coborât și am făcut downhill cu această bicicletă. Este o bicicletă care m-a costat 180 de lei și cu toate astea a rezistat fără niciun fel de problemă traficului din București, iernilor destul de dificile de aici, cu sarea de pe asfalt și așa mai departe, cu toate giumbușlucurile pe care le-am făcut cu această bicicletă și din păcate la un moment dat a trebuit să renunț la ea. Așa că, după îndelungi căutări, după foarte multă bătaie de cap, am reușit în cele din urmă să-mi îndeplinesc visul pe care l-am de mai bine de 2 luni și jumătate. Și o să vă las și pe voi să vedeți cum am făcut asta. Aici în față este noua mea bicicletă, este un Bone 7 cu cadru de carbon, jantă de carbon, ghidon de carbon, totul de carbon. Este o cursieră care arată absolut demențial și care mie nu-mi place. Nu-mi place pentru că este mult prea mare de mine și este 4500 de dolari chestia asta, așa că mi-am luat ce mi-am permis. 250 de lei, noua mea bicicletă. Este foarte, foarte, foarte tare. Este un Trek 930 din 1993. Este bătrânica, nevopsită, cu Shimano STX, cu HG, Hyperglide, cu deraier Shimano STX, tot din 1993, cu cadrul de Chromoliden, Chromo, făcut în Statele Unite. Aici pe cadru se vede eticheta. Bicicleta a fost prima oară vândută în Germania, iar bicicleta acum mi-a fost vândută de un profesor de economie. Foarte tare tipul, are câteva zgrieturi, recunosc, dar altfel cadrul arată fenomenal și este extrem de bine îngrijit. Și spun asta pentru că are încă Shimano M65 saboții din 1993 și frânele Alivio, tot de atunci, cantilever, ghidonul, bineînțeles puțin ruginit aici și trebuie să mă ocup de asta. Ghidonul de aluminiu, altfel totul este cromoli și bineînțeles șauarici, care nu are ce căuta aici. Suntem pe la jumatea lucrării, încerc din răsputeri să țin pasul, am schimbat deja anvelopa, o să avem anvelope continental, 2-4 față, 2-4 spate și din păcate janta are gaura prea mică, așa că urmează să îi facem gaura mai mare. După ce am lucrat mai bine de o oră și jumătate și cameramanul Daniel, nu? M-a ajutat. Am ajuns într-un impas și anume Cătălin de la Bike Geek încearcă să refacă filetul. Încearcă să refacă. Să vedem. Vedem dacă reușește. Așa cum obișnuia să lucreze Cătălin la bătrânica acum 3 ani de zile, iată-l după 3 ani la aceeași bicicletă. La munca de jos. La munca de jos.
Dacă n-am învățat carte, uitați copii, dacă nu învățați carte, așa ajungeți. Între noi fie vorba, Cătălin era singurul care avea voie să atingă bicicleta mea. Mă rog, și era singurul că el era singur. El centra, el dădea cu capul, el era angajat, el era șef, el era mecanic. Cât se poate de mult. De mult? Da, trei atmosfere. Trei jumate. Da, de la mine jumate. Hai, trei jumate. Și pe spate la fel. Trebuie să recunosc că bicicleta arată foarte bine. Din păcate, pedalele nu s-au potrivit, n-au fost cele care au trebuit. Altfel, Continental X-King 2.4 și pe spate și pe față. 26 de inci. Foarte tari cauciucurile astea pe care le găsiți la Bike Geek, printre altele. Șaua asta de la Force, care îmi place foarte tare. Și are pe aici un pic de pernuță, cât să nu te doară fundul. Și arată mult mai bine decât șaua anterioară. Altfel, ce-am mai pus? Rotițele astea de la Force, care iarăși sunt foarte, foarte tari, s-au potrivit perfect. Nici nu știu cu ce să încep, pentru că am atât de multe lucruri de spus. Cred că primul lucru pe care trebuie să spun este că îmi aduc aminte de acest vechi prieten, bicicleta pe nume Bătrânica. Când merg pe Trek 930, vitezele le schimbă ca în prima zi, fără niciun fel de problemă. Aici, dacă nu mă înșel, este o intrare. Da, am găsit și intrarea. Bicicleta asta, fie pe asfalt, fie pe, cum îi spune, pe teren accidentat, se comportă perfect, niciun fel de problemă. E adevărat că scoate câteva sunete străine, dar altfel, cât de tare! Și frânează pentru că are furca fixă. La o furcă fixă poți să faci asta, și anume să urci foarte ușor, cu o pantă destul de mare, și o să fac ceva și mai drăguț. Și o să urc aici, schimbând vitezele foarte repede. Și... oh. Și am reușit. Este ca și cum ai merge pe o cursieră, dar o cursieră cu roți foarte, 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 foarte groase. Și aici urcăm. Frânele astea cantilever, care multă lume spune că nu o să țină. Ai grijă că nu o să țină. Greșit. O să țină fără probleme. Salut! Un lucru care mă dezamăgește din punctul meu de vedere este că atunci când îi spun cuiva, știi, ce bicicletă ai? Păi un Trek 930 din 1993. Ce-i cu vechitura asta? Ce faci cu așa ceva? Partea interesantă că primeam aceleași replici și când o aveam pe vechea Bătrânica, nu pe Bătrânica 2.0, și este de înțeles. Pentru că oamenii sunt super reticenți la chestia asta. Scuze. Wow. Ce tare, scuze. Oh. Da, nu e o bicicletă de downhill nici pe departe, dar nici nu mă pune în dificultate fără nicio problemă. Și acum lumea o să spună, păi da, tu testezi o bicicletă așa pentru că este nou, stai să se uzeze. E bine, 25 de ani de uzură, cred că ar trebui să-i spună cuvântul. Și deși nu e vreo bicicletă legendară, ca altele, e bine, asta are ceva ce multe biciclete din ziua de astăzi nu au, scuze. Și anume, suflet. Cum știu că bicicleta asta are suflet? Păi am întrebat-o și mi-a spus că are. Oh, și ce suflet mare are, pentru că mă lasă să fac absolut ce vreau. Wow. Wow, wow. Și din nou pe asfalt, accelerez, schimb viteza, un pic de agățat lanț, 31, 32, 35, pe puterea picioarelor mele, 42. Foarte tare! Deja m-a apucat nostalgia. Mi-amintesc că în momentul în care am luat bicicleta, primul lucru pe care mi l-am dorit să-l fac a fost să fac o poză, pe care sunt sigur că o să o vedeți voi aici. Și fotografia asta îmi aduce aminte de vechea Bătrânica și bicicleta aceasta va rămâne cu mine. Nu o voi vinde niciodată, vă promit. Este o bicicletă de care o să am foarte mare grijă, cu care o să ies de fiecare dată când vreau să mă simt mândru de ceea ce fac și datorită vouă o fac și datorită vouă reușesc să fiu unde sunt acum.
Vreau tare mult să o păstrez așa cum este ea și sper ca Victor să meargă pe ea când o să crească mare. Apropo de Victor, Victor a început să meargă de-a bușilea. Georgiana îl ajută, îl ajut și eu și bineînțeles sper să îl vedeți și voi cât mai curând din ce în ce mai mare. Până atunci, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la mine, sunteți cei mai tari și da, ne vedem în următorul episod cu un review de bicicletă foarte, foarte tare la care m-a ajutat Georgica și o să vă placă foarte mult. Salutare, pa, pa! Ei bine, odată în viață trebuie să ai și tu încredere în chinezi, pentru că între noi fie vorba, suportul ăsta este luat de pe Gearbest. O să vă las link în descriere de unde puteți să luați chestia asta, pentru că este foarte tare, metalic, ține telefonul foarte bine și bineînțeles rezistă la șocuri.